Lucrările pentru introducerea gazelor naturale în comuna Roiești ar putea demara anul acesta. Investiția va fi finanțată prin programul guvernamental Anghel Salini. Despre introducerea rețelei de gaze se vorbește la Roiești de 3 decenii. Proiectul a fost început de primarul Gheorghe Drăghici în 1992. S-a blocat în 2000 și a fost depus pentru finanțare din nou în 2021. Acum primarul Gheorghe Drăghici se declară mai încrezător ca oricând că această investiție va fi realizată, mai ales că urmează procedurile de licitație pentru semnarea firmei constructoare. Am făcut ultima clarificare pentru introducerea de gaze. Am fost și noi prinși în cele 110 localități din România care depășiseră 50 de puncte când au fost evaluate pe fonduri europene, pe POIM, și acele 110 localități s-au considerat că au fost verificate odată și s-a dat o hotărâre de guvern prin care vor fi finanțate pe Anghel Salini. Și aici am avut o solicitare de clarificare, care ieri am fost ultima când am predat-o. Se pare că are intrat și asta la finanțare și bănuiesc, cum am văzut și primarul la Bujoreni, să ne va chema într-un timp scurt la contractare pentru a începe derularea licitației de construcție, montaj și bineînțeles și proiectul tehnic, care se va, cred că se va lua la pachet. Că nu poți să le iei separat, că se lungește termenul este de 3 ani de zile de efectuarea acestei investiții și cred că nu poți să le faci separat, că așa cum e legislația, vă dați dumneavoastră seama, scut la licitație, să zicem, proiectarea, încep contestații, mai tergiversează, mai trece un an de zile, mai poate ajunge și la judecată, dar așa dacă sunt la pachet, poate că scăpăm într-un timp mai scurt ca să putem să și construim ceva. Ce să mai zic? Sunteți încrezător în această decizie, eu credeți că va avea finalitate și vor fi gaze într-un final în comună? Ce să zic, domnișoară, să că așteptați mă repet, cred că mă repet 100 oară sau 200 ori. Eu această investiție am început în 1992, de introducerea gazului natural. Stația de reglare, măsurare de la Popești, din comuna Popești, a fost realizată pentru localitățile Roiești, Popești și Neasa. Așa e dat avizul CTE de la District Gaz Media și acolo Centrala Gazului Metan din România. Așa a fost dată. Dar faptul că s-am postmărit la un moment dat cu finanțarea, eu am venit cu conducta la vremea în 7-10 ani, am venit cu conducta din Popești până în Roiești, SRM-ul a fost dat în funcțiune și este în funcțiune SRM-ul, preia gazele din sondele de care produc gaz metan din Roiești și chiar și Popești, Lărdești și Lăpușata, acolo le usucă și le bagă în sistemul național. Racordul a fost făcut acolo și la înțelegerea noastră celor 3 primari la vremea respectivă. Pentru că în comună există o conductă de gaze pe o lungime de 8 km, însă nu a fost dată în folosință, primarul consideră că lucrările se vor mișca extrem de rapid acum. Sperăm să fie acum, să fie pe un drum, să zicem așa, cam 70% pe drumul cel bun. Și sperăm că dacă Dumnezeu ne-ar ajuta, cam cum acum sunt așa de multe utilaje și tehnică avansată, lucrarea n-ar trebui să dureze mai mult de un an, un an jumate dintre cele gazuri naturale. Ce aș vrea să spun aceea că din cei 1000 și ceva de solicitanți ai mei care am, 1070 de solicitanți, care vreau să bage gaze, toți au voință să bage și toți vor să bage și sunt două considerente. Una că lumea a mai îmbătrânit și e foarte greu să-și aducă lene din pădurile lor, pentru că îi costă foarte mult transportul, de asemenea tăiatul, debitatul, așezatul la poziții de zice, să nu plouă pe ele. Dar și a doua chestie și gradul de civilizație. De noastră, la noi e apă, e canal, oamenii dacă au și gazul, e curent, cabă, deci au ca toate utilitățile, gazul le-ar lipsi. Valoarea proiectului pentru introducerea gazelor naturale în comuna Roiești se ridică la peste 30 de milioane de lei.